Direcția Națională Anticorupție cere ridicarea imunității parlamentare pentru Călin Popescu tăriceanu Președintele Senatului ar fi suspectat de luare de mită. Potrivit Ager procurorul șef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat în vederea sesizării Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmăririi penale pentru infracțiunea de luare de mită presupusă a fi săvârșită de Tăriceanu. Potrivit unor surse judiciare, faptul s-ar fi petrecut pe vremea când era prim-ministru, iar închetarea avea legătură cu dosarul Microsoft în care șeful Senatului a a mai fost cercetat de DNA pentru mărturie mincinoasă și a fost achitat în primă instanță. Șeful Senatului a precizat că nu a primit nicio științare referitor la o cerere de urmărire penală pe numele său, dar a avut și o explicație pentru aceste acuzații. Una din cele mai plauzibile variante este că a început campania electorală. Faptul că am rămas consecvent atitudinii mele de a critica abuzurile și excesele din justiție, care apar din ce în ce mai consistent la suprafață, sigur că a deranjat anumite cercuri de putere ilegitimă, ocultă din România și fabrica de dosare, mar ca DNA lucrează, a spus Tăricianu pentru antena 3.